Cea de-a treia ediție a Maratonului Cetății Suceava începe pe 21 septembrie sub sloganul Alerg pentru Viață. Evenimentul organizat de Fundația Salvați Copiii are ca scop strângerea de fonduri pentru achiziționarea de echipamente pentru maternități și promovarea mișcării în rândul comunității. Maratonul Cetății este destinat atât profesioniștilor cât și amatorilor care doresc să ofere timp pentru o cauză nobilă. Maratonul a ajuns la cea de-a treia ediție, s-a născut din dorința unui grup de alergători din vechea cetate de a sprijini campania organizației Salvați Copiii, Fiecare Copil Contează. Campania are ca țintă dotarea maternităților din județele țării cu echipamente profesionale de susținere a vieții copiilor născuți prematur. Fondurile colectate la ediția din acest an vor fi folosite pentru dotarea Spitalului Fălticeni cu un incubator de terapie. Maratonul de anul acesta pune la dispoziția participanților o cursă de semimaraton de 21 de kilometri, cross de 8 kilometri, cursă populară de 4 kilometri, cursa familiei de 800 de metri și cursa copiilor tot de 800 de metri. Sâmbătă, în data de 21 septembrie, începând cu ora 7:30, pe platoul Cetății de Scaun a Sucevei, cei care nu au reușit să acceseze înscrierile online sunt așteptați pentru înscrieri. La ora 9:30 se vor închide înscrierile pentru a permite startul celor două probe competitive, semimaraton 21 de kilometri și cross de 8 kilometri la ora 10. O oră mai târziu vor lua startul alergătorii înscriși la proba cursa populară ce vor avea de parcurs un traseu 100% alergabil de 4 kilometri. Copiii împreună cu părinții se vor alinia la start începând cu ora 12 pentru cursa familiei, o jumătate de oră mai târziu având loc cursa copiilor. Traseul lor organizat doar în zona cetății va putea fi conturat de părinți și susținători, micuții sportivi putând fi astfel încurajați pe tot parcursul cursei. Premiera va avea loc de la ora 13 pentru toate probele.